Dragi prieteni, suntem în atelierul de restaurare a scoarțelor vechi din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Aici muncesc două tinere designere care au însușit această meserie, această artă de restaurare a covoarelor și special pentru ele am venit cu flori din grădina mea, deoarece am văzut munca dificilă și foarte creativă pe care o îndeplinesc. Ce fel de scoarță este asta? Este o scoarță de la sfârșitul secolului XIX. Scoarțele de caminca, în general, sunt mai deosebite. Adică se deosebesc printr-o anumită tehnică. În ea predomină motive geometrizate și florale, care se repetă, succed una după alta. Este foarte deteriorată, văd. Ce materiale ați căutat? Cum adaptați ca să nu se observe tare restaurarea? Folosim lână naturală pentru ca să nu se observe diferența. Adică nu putem folosi altfel de materiale, deoarece o să vadă. Le încercăm noi să obținem nuanța de care avem nevoie prin vopsirea cu coloranți alimentari. Adică în afară de procesul de restaurare încercăm și să cuprindem vopsirea lânii. Tinerele designere experimentează, caută și găsesc toate nuanțele necesare pentru reabilitarea scoarțelor vechi. Am mai filmat noi în secție de restaurare a Muzeului Național de Istorie și era o simplă masă unde era aranjată scoarța. Aici, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, văd instalații speciale, masa ridicată. Este mult mai ușor de lucrat. Cum a fost utilată această secție? Inițial, la fel, lucram pe suprafață plată și era așa mai dificil. Când ne s-a spus că va fi renovat un spațiu nou, noi luând în considerație cerințele restaurării, adică am avut experiență de 2 ani de restaurare, ne-am gândit cum să adaptăm mai bine suprafața de lucru ca să ne fie mai comod. Este totuși un lucru static, adică pe loc, și să stai toată ziua așa cu capul în jos afectează la... Și pentru asta am făcut schița la această masă ca să aibă posibilitatea să se încline, ca să fie mai ușor să lucrezi. Și se vede mai bine și zona care o lucrezi, că dacă stai pe scaun, nu poți privești așa deasupra. Tinerii de astăzi sunt foarte inventivi. Ați văzut cum și-a îmbunătățit locul de muncă? Care este visul tău, de fapt? Ce vrei să restaurezi sau să faci sau ai văzut ceva? Pentru mine ar fi o provocare să restaurez o scoarță care are o zonă foarte mare. Aici este tot o zonă destul de mare, dar mi-ar fi interesant să restaurez, să zicem, 40 de centimetri dintr-o... Adică să păstrăm ceva ce deja foarte tare se pierde. Desigur, asta necesită foarte mult timp, dar mie mi-ar face o plăcere să restaurez ceva care este foarte, foarte într-o stare avansată. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală deține un patrimoniu de peste 2000 de covoare. Foarte diferite, pentru că ne-am dorit să păstrăm pentru eternitate toate tipurile de covoare care s-au țesut sau au fost folosite în spațiul nostru. Dincolo de această diversitate, ne-am propus să tezaurizăm și marea bogăție a designului covoarelor noastre. Pentru că uneori o soluție artistică excepțională o putem găsi doar într-un singur exemplar. Și aceste vechi scoarțe, observați, nu le mai zic covoare, dar le zic scoarțe, din secolul XVIII, secolul XIX, alcătuiesc fondul nostru de aur. Chiar dacă au fost purtate pe vremea lor, multe din aceste scoarțe mai au o condiție destul de bună, altele necesită îngrijire și restaurare. Irina Ciobanu muncește în această secție a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din 2019 și a restaurat vreo 20 de scoarțe.
Este o scoarță foarte lungă și toată marginea este deteriorată. Majoritatea scoarțelor Basarabiene, marginile sunt foarte deteriorate, fiindcă deseori bunielile noastre sau puneau scoarțele pe perete și când băteau cuie, taman de margini și se deteriora toată suprafața dată. Scoarța este de caminca, se numește pomul vieții în glastră, are în jur de 3-4 metri și este o scoarță destul de deteriorată la momentul dat. Lucrez la ea din ianuarie 2022. Problema acestui scoarțe e slabă tijul de urzeală. Și ce fel de urzeală are? Cânipă. Iată urzeala. Și foarte subțire. E foarte subțire și ea s-a rărit. Și firul de băteală se vede, adică tijul de urzeală la firul de băteală. În acest caz, el acesta, știuți așa, poate nu e așa de deteriorat, dar se vede tijul de urzeală și în momentul dat eu încerc să adaug deasupra la ce este, ca să nu să se deterioreze mai departe, fac loc, ca să introduc iar firul de băteală, ca să nu fie așa de rar, să nu se vadă urzeala. Eu știu că ați trecut cursuri speciale de restaurator. Ați putea da niște sfaturi acelor gospodine care vor să restaureze scoarțele acasă? Ești nevoie de un ac și o ață, atâta tot. Și dorință de și dorință, a da, da și dorință viață de a da viață covorului, care l-a moștenit, poate, de la bunici, bunile. Ce îți place mai mult din această scoarță? Această scoarță e foarte aproape sufletul meu. Orice ornament de aici este îndrăgit, chiar și aceeași cruce, același pomul vieții în glastră. Apropo, pe această scoarță sunt trei tipuri de pomul vieții în glastră. Acesta este pomul vieții cu fructe. Persoanele care țăseau astfel de covare, ele se inspirau însuși de la natura care este împrejur. Dacă nu îmbrățișai această profesie de restaurator, ce puteai să mai faci? Eu de mică îmi doream foarte mult medic să fiu. Ești medic de covare. Da. Eu cred că am îndeplinit dorința de mică, însă și nu medic la urgență sau chirurgical, dar chirurgical pe scoarțele Basarabiene. Ai avut vreun motiv ca să devii medic? Sunt o persoană cu dezabilități. Nu mental sunt bolnavă, sunt fizic bolnavă. M-am născut copil normal. Am devenit așa din cauza medicilor neatinți. În anul 1994 sunt născută. Seringele pe care puneau în injecție se fierbeau pe timpul dat. Nu a fiert bine seringele, fiindcă ele vreau să duc la film. Pe atunci duceau la film din spusele ce mi-a spus bunica. Că mama era foarte tânără, în fine. Și n-a fiert bine seringa dată și am făcut infecție tot corpul, osteomielită. După osteomielit am avut foarte multe operații, la femurul drept, mâna stângă și însă și maxilarul. Această osteomielită cronică strâmbă corpul. Mama a observat la vârsta de 5 ani când nu mă dezvolt. Și ne-am dus iar la spital și s-a depistat că am nanism hipofizar, adică creșterea și dezvoltarea lentă. Dar pentru mine asta nu e un impact. Nu e un impediment? Nu. Eu mă sunt destul de ok așa. Mulțumesc mult directorului nostru că mi-a oferit aceste condiții. Sunteți la un loc foarte frumos de muncă și aveți posibilitatea de a restaura și de a tămădui covoarele. Adică m-am emoționat și eu, fiindcă Irina repară astfel scoarțele, cum ar face un medic cu pacientul său ca să-i dea viață, ca să fie cât mai bine, fiindcă
Atunci când în copilărie a avut nevoie de îngrijirile necesare, de îngrijirile medicale, nu au fost la acel nivel dorit care trebuiau. Consecințele le suportă toată viața și poate de aceea, da, nu a devenit medic, dar a devenit medic de covoare, restaurator. Este un exemplu bun pentru toți, pentru toată societatea, de a face lucru calitativ, din toată inima și cât se poate mai bine. Noi apreciem foarte mult această activitate a domniilor lor, pentru că în scurta lor activitate, când zic scurta, o raportez la deceniile bune pe care ne-am dorit să le lucreze aici în muzeu, dânsele au reușit să readucă la condiție expozabilă foarte multe piese valoroase. Piese care ulterior au și fost incluse în expoziții de importanță națională sau internațională. Liber după serviciu, tinerele noastre mai au pasiune. Țes, trăistuțe, gentuțe, mici suvenire. Cine a țesut această geantă? Acest model l-am realizat eu, țesut de mine, ornamentul se numește greu încolțit. Și după ce am țesut, am croșetat ca să fie un model trainic și suntem multifuncționale. Și am văzut și tablouri pictați? Da. Și coasăm și țesăm și pictăm și tot ce îi ține de artă în general putem să realizăm. O crânguță din pomul vieții, realizată cu multă dragoste și chiar acest model chiar l-am visat. Aceasta este o gentuță așa mai modernă, după design, este cu clapă. Aici este reprezentat motivul suveicii. Aceste mici sunt broșe. Noi le-am făcut în ajunul sărbătorilor de primăvară. Au fost broșe mărțișor, de ce sunt așa cu alb roșu. Dar pot fi purtate și în fiecare zi. Aici sunt folosite motive din scoarță, adică am încercat, după posibilitate, fiindcă este o suprafață foarte mică, am luat anumite detalii ca să le putem reproduce. Apreciem foarte mult la colegele noastre este acest spirit creativ. Dânsele, lucrând cu motivele, ca un chirurg când operează, prind mult mai multă dragoste față de tot ceea ce înseamnă tezaurul motivilor tradiționale. Și ulterior le transpun pe aceste gentuțe sau torbițe, făcând un leant foarte firesc între vechea tradiție a scoarțelor și tinerele care își doresc să se încadreze în această comunicare cu tot ceea ce înseamnă designul nostru tradițional.